Aleluia! 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 Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate revenise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Mitului omului tău, către tine nădejdea s-a pus, făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților, aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe merul lui Dumnezeu azi mărturea veșnică sfinților, aceluia cu de-a dinsul mucenicilor. Ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea sfântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cu nunile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale celei negrăite sunt, deși pornele păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dăruită. Dorită dăruiește mie, făcându-mă pe mine iarăși cetățean raiului. Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne, cine miluiește. Teodor, preotul Bălășel, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit-o durerea, întristarea și suspinarea. Și toată greșeala pe care a făcut-o, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul ca un bun și viitor de oameni, Dumnezeule, iartă-l, Dumnezeu să-l ierte. Bun și bunul și de viață, Făcătorul Todu, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerului, iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer câte de râși și pe pământ s-au legat. Și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de râși și pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai zvrenicit și pe noi zmeriți și nevrenici robii Tăi, să fim moștenitori ai aceleași preasfânt dar și har ca și noi, de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuși, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă pe robul Tău acesta, preotul Teodor Bărășel, fratele nostru, și pe toți cei adormiți din neamul lui. De orice a greșit ca un om în această viață și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura ce este pusă în orice chip asupra lui. Veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și fălui, Doamne, veșnică pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Neam și neam și fălui, Doamne, veșnică pomenire, veșnica pomenire, veșnica pe noi. Amin. Deci vreau să vă spun că este o onoare pentru mine deosebită să fiu cel care duc mai departe această activitate a preotului Teodor Bărășel, aceasta prin prisma preotului Gheorghe Ionescu, care a fost ginerele preotului Teodor Bărășel. Vă aflați în casa, în muzeul de la Dobrușa, unde, după o agonizare de viață, s-a strâns tot ce a adunat într-o viață întreagă Teodor Bărășel. În fața dumneavoastră există manuscrisele lui Bărășel, toate, de la A la Z, corespondența lui Bărășel cu Spirul Haret. Din păcate, nu se mai găsesc și nu pot să-mi dau seama unde se află scrisorile lui Bălășel de la Iorga. Pot să vă mai spun că un mare aport la înființarea acestei case memoriale, acestui muzeu, a avut-o preotul Gheorghe Ionescu, un mare admirator al colecției Bălășel, un mare admirator al Bisericii Române. Dacă dați așa puțin ocol și vedeți niște citate din Bălășel, vă dați seama și de felul cum acesta promova în cadrul țărănimii din comună politica din acea vreme și tot ce era legat de țărănimea din comuna Șefănești. Aici avem niște citate extraordinare pe care eu, sincer vă spun, nu le-am întâlnit nicăieri, nici în muzeele mari ale țării. Acolo la fel, acolo la fel. Nu știți că vezi, ce
cu ce aușesc cu toate. Dar nu știți că aici avea cu... Fondului respectiv, fondul lui sau fond care gotare, pentru că e în traseu și avem o colie. Așa, ce spuneam așa. Și un bus, un bus. Să nu mai zic ceva legat de Bălășel. Asta e foarte nimerit legat de Bălășel. Stimați prieteni, stimați locuitori ai comunei Ștefănești, mulțumate domnule primar, mulțumate domnule vice, avem onoarea ca astăzi să comemorăm aici la Ștefănești o mare personalitate a culturii românești. Este vorba de preotul, cărturarul, folcloristul, omul de valoare, Teodor Bălășel. Înainte de a intra în miezul dezbaterilor, dați-mi voie să invit pe părintele Nicolae State Burluș, directorul editurii Buna Vestire, directorul tipografiei Antimi Vireanu, tipografiei Episcopiei Râmnicu și reprezentant al Episcopiei Râmnicu, să ne dea binecuvântarea. Haideți cu toți să zicem Tatăl nostru, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu acestea zise, acum putem intra în desfășurarea prezentării vieții și activității marelui nostru cărturar, cum am spus, preot, om de aleasă omenie, care a lăsat o dâră de lumină în istoria culturii și bisericii românești. Pentru început, dați-mi voie să salut prezența aici la reuniunea noastră a domnului primar Mitrache Gheorghe, care ne onorează și că de fapt primăria este organizatoarea, una din organizatoarele acestei manifestări. Deci, domnul primar, să ne spună ceva. Stimați invitați, stimate domnul director, stimate preasfinția preotul care am avut onoarea să fie în mijlocul nostru, țin să mulțumesc pe această cale, nu numai în numele meu, cât și a Consiliului Local, căci am avut această cinste să primim în Comuna Ștefănești sprijinul dumneavoastră și aș vrea să vă informez căci la nivel de Consiliul Local a găsit de cuvință să cinstim memoria acestui mare cărturar și preot și am dat denumirea școlii 1 din Ștefănești, Teodor Bălășel. Noi de acum încolo ne-am propus la nivel Consiliului Local și chiar azi, după cât ați observat, doamna consilieră Dobre,
lucrează la o monografie a Comunei Ștefănești și vrem să facem mult mai mult pentru a cinsti memoria acestui mare personaj și om de știință și omul care a fost întotdeauna lângă locuitorii Comunei Ștefănești și a lăsat multe lucruri frumoase în urma dânsului. Ne face o mare cinste și toți locuitorii Comunei Ștefănești îi respectă memoria și de acum încolo o să vă invităm într-un cadru mult mai festiv și vreau să vă mulțumesc încă o dată pe această cale că ne-ați făcut marea cinste să luăm parte cu toții la memorarea acestui mare cărturar. Bun, vă mulțumim mult de tot. Sigur, eu n-am prezentat oaspeții, am să-i prezint pe parcurs. Și pentru aceasta, dați-mi voie să vă prezint primul oaspete, care de fapt deschide dezbaterea noastră, și anume este vorba de domnul profesor doctorant, profesor cadru universitar și directorul Direcției de Cultură, Culte, Patrimoniu Național al Județului Vâlcea, domnul Florin Iepure, un tânăr istoric care, sigur, a acordat o mare atenție valorificării comorilor nemuritoare ale Vâlcii, ale patrimoniului nostru cultural național și zic eu că e o bucurie pentru noi că prin prezența dânsului reușim să ne implicăm și mai mult în valorificarea și acestei zone care are comori nemuritoare, care este zona Ștefăneștilor. Deci, domnul director Florin Iepure. Așa cum s-a spus, comemorăm un eveniment important din istoria culturii românești, nu numai a județului Vâlcea, împlinirea a 65 de ani de la moartea preotului, folcloristului și animatorului cultural Teodor Bălășel. După o viață trepidantă și o muncă neobosită pentru valorificarea comorilor poporului român, înceta din viață la vârsta de 72 de ani, în ziua de 30 ianuarie 1941. Deși s-a născut la Bogdănești, în comuna Bujoreni, la 7 noiembrie 1869, și-a legat întreaga viață de oamenii, istoria și tradiția Comunei Ștefănești. Poposește aici, la Ștefănești, în anul 1889, ca învățător în urma unui concurs. După câțiva ani, la 9 ianuarie 1894, este numit preot al Comunei Ștefănești. De-a lungul timpului desfășoară o neobosită activitate culturală și obștească, făcând din această comună un puternic centru spiritual și economic. De numele lui se leagă multe înfăptuiri ale comunei, pune bazele unor prestigioase instituții, cum ar fi școala primară, școala agricolă, banca populară, muzeul, biblioteca, societatea culturală și multe, multe altele. Este în relații deosebite cu Spiru Haret, ministrul cultelor și instituțiunii publice, pe care îl vizitează de mai multe ori și îl sprijină în demersurile sale deosebite pentru ridicarea spirituală a satului său. Pentru nobila sa activitate este apreciat de mari cărturari ai timpului. Istoricul și folcloristul Nicolaescu Plopșor îl numea cârmuitorul folclorului oltenesc. Publice din acestea decât o mică parte, restul rămânând în manuscrise. La cuvântul adevărului din Râmnicul Vâlcea, arhivele Olteniei de la Craiova izvoră respectul și stima unor personalități culturale, cum ar fi Nicolae Iorga, Bianu, Spiru Haret, cum am zis, Gorovei, Tudor Panfile și mulți, mulți alții. În timpul vieții a publicat multe broșuri. Teodor Bălășel se află la loc de cinste în istoria culturii românești, sfințește prin faptele sale credința în Dumnezeu, altarul Bisericii Ortodoxe Române și comoara nemuritoare a poporului român.
odihnească se în pace, Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i țină vie memoria locuitorilor comunei și a vâlcenilor de asemenea. Eu vă mulțumesc. Vâlcea, dar care are rădăcini și e legat și de Ștefănești, este domnul colonel în rezervă Mihai Popa. Cum se zice, de unde este soția, este și domnul colonel. Doamna fiind de aici, cu siguranță că trebuie să acordăm atenția ce se cuvine. Dânsul este unul din oamenii care s-a plecat foarte mult asupra culturii vâlcene, posedă multe mărturii, dar și cărți vechi cu renume în istoria noastră și prezența dânsului, mai ales că are și legături de familie, dacă vreți, cu Ștefăneștiu, nu este întâmplătoare. Și chiar când am plănuit, este unul din cei care a susținut ca să organizăm această reuniune de astăzi. Dumnezeu, iertată fie mândrăzneala, nu poți spune în câteva cuvinte ce a făcut în toată viața sa. Preoții și învățătorii au fost, se știe, singurii intelectuali ai satelor care au adus o contribuție în timp considerabilă la culegerea, la valorificarea și la publicarea producțiilor românești care s-au adunat în